Piteștenii au parte de o paletă largă de manifestări culturale de zilele urbei, care se desfășoară în perioada 16-24 mai. Pe lângă acestea vor avea loc și spectaculoase competiții sportive. Vom avea multe, multe competiții sportive, dar vom avea și o acțiune inedită, și anume un concurs demonstrativ de scrimă. Vor veni aici campioane europene, campioană europeană. Deci zicem noi că va fi o treabă frumoasă. Duminică seara vom avea concertul pe care vi l-am prezentat și data trecută, dar îmi face plăcere să-l mai amintesc încă o dată, și anume Accentul, Hara și Holograf. Deci prezente aici formațiile astea care cred că vor satisface majoritatea gusturilor muzicale de gen. Evident că nu vom încheia seara cu foc de artificii, nu vom încheia, ajunge un foc de artificii la Sinfonia Lalelor, cum poate unii iarăși s-ar fi întrebat. Foc de artificii? Nu. Nu vom face foc de artificii și nici nu vom aduce un cântăreț străin dintr-o țară vecină. Alte evenimente importante sub egida zilelor municipiului Pitești vor avea loc luni 21 mai. Manifestările vor debuta la ora 10 la Monumentul Mircea cel Bătrân, cu un moment evocator istoric și artistic privind nașterea orașului Pitești. Tot luni de la ora 13, în piața primăriei Pitești, va avea loc slujba religioasă închinată Sfinților Constantin și Elena, patronii spirituali ai municipiului Pitești.